Ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vă propun să simulăm alocarea banilor în cadrul familiei. Locul acela magic în care comunicăm despre relația noastră cu banii. Vom începe prin a stabili ce este o prioritate sau o condiționare, adică cât de important este să ne satisfacem acea nevoie sau chiar dorință. Continuăm cu limitarea, respectiv amânarea. Dacă este o dorință, putem să satisfacem doar o parte din ea? Sau putem să o și amânăm pentru o altă perioadă de timp? De asemenea, o altă întrebare importantă este dacă este posibil ne permitem să satisfacem acea dorință? Și, bineînțeles, dacă este posibil imediat sau cândva în viitor, în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. După cum observați, gândirea aceasta critică în relația cu banii presupune să răspundem la câteva întrebări foarte importante, care au un numitor comun. Cum alocăm resursele financiare în familie? Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!